An de an, autoritățile locale din Curtea de Argeș se chinuie să-i determine pe reprezentanții unor firme să vină la primărie și să își achite restanțele la bugetul local. În acest moment, primăria are de recuperat restanțe în valoare totală de aproape 1 milion de lei, ce reprezintă datoriile a 34 de societăți comerciale. La ultima întâlnire a legislativului municipal, consilierii locali au propus ca numele firmelor restante să fie făcute publice și poate în acest mod patronii vor veni la primărie să își achite dările. Ar trebui ca în decursul anului, așa cum mie mi se trimite somația aia, pentru 50 de lei, pentru 10 milioane de lei, pentru 20 de milioane de lei, să se trimită tuturor și am propus și data trecută ca aceste firme, acești patroni care nu își plătesc datoriile față de comunitatea în care trăiesc, să fie afișați acolo pe acel panou de la Vidraru, să fie afișați pe panoul primăriei, să fie afișați în ziar că sunt concetățenii noștri și ei trăiesc cu noi aici. Deci nu se poate, v-am spus, în fiecare an trece câte 100.000 de euro să pune fiecare an. Rămâne de văzut însă dacă această măsură îi va determina pe restanțieri să vină și să își achite datoriile la bugetul local. De precizat ar fi faptul că printre societățile cu datorii se numără și cunoscuta firmă de porțelan Arpo.